Salutare, o nouă încercare de atins imposibilul și să-l facem cât se poate de realitate, vise spulberate. S-a făcut 24 august 2022, din nou 3 bilete, ieri pe ambele bilete scurte s-a stricat câte un meci. Ce mai e de zis? Ce mai e de comentat? Ne încercăm norocuțul și pe ziua de astăzi și vedem unde ne ducem. Pup sus, pup jos și maleu sunt pregătite. Vă mulțumesc pentru, fără un like, 50 de like-uri pentru prezența de ieri aici pe canal. Înseamnă că rămânem parcă forever în ultima lună, chiar am rămas așa. Înseamnă că rămânem 50 de oameni la aceeași masă rotundă, pătrată, trapezoidică, paralelogramică, și faptul că încercăm împreună toate lucrurile astea de mente cu biletele e ca un cadou pentru mine. Faptul că nu sunt sigur singur în toată treaba, nu sunt nici sigur și mai ales singur. Nu sunt singur în toată activitatea asta, în tot demersul ăsta, în tot efortul ăsta de a face ceva cu bilețelele vieții. Faptul că nu sunt chiar așa rătăcit prin pădure, singurel cu lanterna, e un mare noroc pentru mine în perioada asta amețitoare, ca să nu o numesc altfel. Așadar, vă mulțumesc, simt nevoia să zic mulțumesc, 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 vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că vă implicați și faptul că vreți să credeți alături de mine în efortul ăsta. Totuși, biletele care s-au mai întâmplat să fie câștigătoare, micuțe, pup jos, pup sus, prin iunie, iulie, alea care au fost, și mai ales cota de 336 a maleului câștigătoare pe canal pe 30 aprilie, aici de față, au dovedit și ele ceva, da? Deci și câștigurile astea v-au arătat că se poate. V-am arătat eu și biletul câștigător venirea mormanului de pe grup cu cota 1293 verde, da? Vă aștept și în grupul privat să jucăm biletele mai lungi, venirea mormanului și triumf, pe lângă maleu, biletul ăsta amplu, mai amplu al canalului. Dacă vreți să veniți cu mine, știți bine că detaliile sunt descrise clar, cum să aveți acces la grup, sunt puse aici în descrierea de video. V-am arătat eu și biletul la venirea mormanului, așadar se întâmplă din când în când minuni. Și cu biletele lungi, și cu biletele astea de pe canal, publice, de aici, la liber. Înseamnă, cred eu, totuși ceva pentru voi toți și poate că de asta ați rămas până acum. Vă mulțumesc pentru toate astea. Hai să nu mai pierdem vremea, aș vrea să comprim pe viitor cât s-o putea, dar știți bine că le am cu taclaua și îmi place să o duc langa povestind. Aș vrea totul să comprim cât mai tare posibil episoadele, mai ales în formula asta de 3 bilete de prezentat, și să fie totul cât mai rapid livrat. De aceea, hai să trecem la treabă. Zicem bilețucile. Like la acest video dacă n-ați făcut-o și sunteți noi pe canal, abonați-vă dacă ați venit mai proaspăt aici pe YouTube-ul vieții, și în sensul ăsta cu abonarea, și setați-vă clopoțelul ăla să chiar primiți toate notificările din partea mea. Pup jos, o să fie mai târziu. Pup sus. Pup sus are astăzi o cotă de 23.93, aproape 24, cum s-a întâmplat ieri. 23.93, primul dintre meciuri, dintre cele 6 conținute, începe diseară la 19. Hai să vedem, la 7 fix, seara. Biletul arată așa. Germania Regionalliga Nord. Bremă Zvau, Bremer SV, se duelează cu Biesvau Rieden, da? BSV Rechten, și o treabă din care vor câștiga oaspeții. Câștigă Rieden, și o să punem pe bilet 2 solist, victorie pentru oaspeți. Ne mutăm apoi în Uruguay, secunda divizion,
unde au întâlnire Miramar Misiones cu Central Espanyol. O să fie o luptă din care ne vom alege cu victorie de gazde. Unul solist pentru victoria Miramar Misiones. Mai departe mergem în Egipt, Premier League, la Al Ahly Cairo cu Embi. E cu B pronunția corectă, se scrie cu P. Embi, M-P-P-I, da? Embi. Se pronunță Embi. Al Ahly Cairo versus Embi o să fie o treabă din care câștigă gazdele. Punem pe bilet 1 solist. Mizăm pe Al Ahly Cairo. Mai departe avem Islanda, Úrvalsdeild, feminin, varianta cu femei, Keflavik, așa cum se scrie echipa sau cum se pronunță corect, Keflavik, feminin, femei, da, versus Selfoss, femei, o să fie o tăvăleală din care ies câștigătoare femeile din Selfoss. Câștigă oaspeții, da, echipa oaspete, mergem pe 2 solist. Mizăm pe Selfoss femei, feminin. Mai adăugăm pe biletul pup sus de astăzi Anglia, un meci din EFL Cup, cupa asta, English Football League Cup, Carabao Cup, unde se întâlnesc Tranmere Rovers cu Newcastle. Va fi o tăvăleală din care ne vom alege cu 3 goluri marcate cel puțin în tot meciul, 3 plus pe bilet, cel puțin 3 goluri marcate în tot evenimentul, între Tranmere Rovers și Newcastle, da? 3 plus. În fine, la final de pup sus, sfârșim în UEFA, calificări la Liga Campionilor, unde se întâlnesc astăzi un meci ce va fi prezent, veți vedea pe toate bilețucile, că e o greșeală, că e o gafă, că folosesc aceleași meciuri în toate formulele de bilete. Într-un fel e de rău, dar în alt fel e de bine. Vom vedea care e bafta pe ziua de azi. Se întâlnesc acolo la calificări Liga Campionilor UEFA, PSV Eindhoven, PSV Eindhoven din Olanda, țările de jos, cu Rangers din Scoția. Va fi o tăvăleală din care câștigă gazdele, câștigă PSV Eindhoven, PSV Eindhoven. Din Olanda, țările de jos. Punem așadar pe biletul 1 solist. Ăsta e biletul pup sus de astăzi. Și ne mutăm. Ne mutăm la marea colosalitate a zilei, biletul Maleu, care are din nou 9 evenimente, cotă totală pentru azi de 286.04, iar primul dintre meciuri începe mai devreme pe ziua de azi la 16, la 4 fix în după amiaza asta. Atenție așadar, aveți destul timp, vreo 5-6 ore, să organizați biletul până la acel moment. Hai să zicem meciul lucrurile de pe Maleu. Italia Cupa Primavera, tineret toată ziua, Como U19, under 19, sub 19 ani, au întâlnire cu Feral Pisalo, da? Feral Pisalo, U19, under 19, o luptă din care vor câștiga gazdele. Mergem pe Victoria Como U19, punem unul solist pe bilet. Mai departe poposim în Uruguay, Segunda División, la însă un alt meci decât ăla cu Miramar. Ne uităm aici pe Maleu la Racing Club Montevideo. Racing Club Montevideo, se pronunță fix cum auzeați mai devreme, Racing Club Montevideo, cu Atenas de San Carlos. Vor câștiga gazdele, mergem pe unul solist, mizăm pe victoria Racing Club Montevideo. Și navigăm mai departe în bilet în Germania, Regionalliga Nord. Avem de văzut meciul ăsta de deschidea pup susul mai devreme, Bremer SV, Bremă, Ezvau, în luptă mare cu Biesvau, Rieden, BSV, Rechden, și o să câștige și aici Rechden, da? Rieden, 2 solist, adăugăm pe bilet. Chile, Primera B, se adaugă pe Maleul de azi cu un meci unic, pe care îl avem doar aici pe Maleu,
Athletic Barnecea se vor lupta cu Club Deportivo. Vă mint, va mai fi și pe pub jos, văd acum. Vă mint îngrozitor. Meciul ăsta va fi și pe pub jos mai târziu pe ziua de azi. Athletic Barnecea se duelează cu Club Deportivo Magallanes, cum îi veți găsi scris și în aplicații, și câștigă Magallanes. Doi solist puneți pe bilet în cazul acestui meci din Chile, Primera B. Athletic Barnecea versus Club Deportivo Magallanes, câștigă Magallanes, doi solist. Ce mai avem în Maleu? Avem un meci din Qatar, Liga Starurilor, Stars League, Al-Shamal, cum veți găsi echipa scrisă în aplicații, se duelează cu Al Arabi Doha. O tăvăleală din care se vor căra cel puțin 3 goluri în meci, 3 plus punem în meciul, în evenimentul ăsta. Al-Shamal versus Al Arabi Doha, 3 plus, cel puțin 3 goluri în meci. Africa de Sud Premier League, mai departe în biletul Maleu de azi, vine cu tăvăleală între Shipa United și TS Galaxy, Team Sukazi Galaxy. Vor câștiga însă gazdele, mergem pe unul solist, mergem pe victoria Shipa United câștigă meciul. Haideți și cu niște Egipt Premier League, unde avem alt Al Ahly. De fapt, stai că n-a fost Al Ahly mai devreme, ca să zic alt Al Ahly. A fost un Al Arabi. Avem Al Ahly Cairo, Al Ahly din Cairo, da? În luptă cu Embi. E meciul ăla de-aia am zis alt Al Ahly. Am avut un Al Ahly mai devreme în minte. E practic vorba de același meci, de fapt. Eroare eu. E meciul de la mintea mai devreme și pe pub sus. Al Ahly Cairo în tăvăleală cu Embi sau Empi, cum e scrisă echipa în aplicații, și mergem pe același pronostic ca în pub sus, mergem pe victoria gazdelor. Mizăm pe Al Ahly Cairo. Da, mă, de asta simțeam eu că a mai fost cândva pronunțat. Păi a fost pe pub sus. Al Ahly Cairo câștigă unul solist. E meci pe toate, prezent pe toate biletele, și dacă se întâmplă o nefăcută și nu câștigă Al Ahly Cairo, dificiluț. Închidem Maleul, cum am închis și ieri pe cai mari, calificări la Liga Campionilor, două meciuri de acolo, din UEFA Liga Campionilor, calificări. Meciul de la mintea mai devreme pe pub sus, la final de pub sus, PSV Eindhoven din Olanda, țările de jos, se duelează cu Rangers din Scoția și câștigă PSV Eindhoven. Mizăm pe unul solist. Și în fine, la finalul finelui, Trabzonspor din Turcia au duel mare cu FC Copenhaga din Danemarca. Și ambele echipe vor marca. Pronostic din partea mea, GG, ambele echipe marchează. Așa se sfârșește Maleul de azi. Cu Trabzonspor versus FC Copenhaga, GG, ambele echipe marchează. Un duel la care pe alte surse am văzut că s-ar termina egal. Deci puteți să puneți și un PSFX, așa, de siguranță secundă. Și am ajuns la pub jos. Vă spuneam mai devreme, dacă vreți să veniți cu mine în grupul meu privat de WhatsApp să jucăm toate biletele, tot setul de 3 bilete, pub jos și pub sus sunt doar pentru canal și nu știu sigur dacă le țin mai departe de 1 septembrie, având în vedere că nu vrea să-și dea sorocul și norocul pentru noi. Am tot încercat. Eu mă aștept cu biletele astea scurte la câștiguri chiar dese și foarte dese. Odată la 2 zile, poftim. Odată la 3 zile maxim. Dar iată că au trecut vreo 6 și de la cel mai recent câștig și tot nu vrea să mai aducă ceva nou. Aseară ați văzut, apropieri la mustață. S-a stricat cât un meci pe ambele bilete scurte, și pe pub sus și pe pub jos, cât un meci stricat. Nu-mi convine așa. Dar biletele lungi, cele 3 de bază, Maleu, ăsta de pe canal, venirea mormanului, cel mai lung bilet al meu,
oferit exclusiv doar acolo pe grup și Triumph, de asemenea, oferit exclusiv doar acolo pe grup, vi le ofer în fiecare zi. Vreți să aveți acces la toate? Haideți cu mine în grupul meu privat de WhatsApp. Cum să intrați în grup? E descris aici în subsol. Hai să zicem pup josul de azi. Pup josul de azi are cotă 10 din nou, 10.79. Primul dintre evenimente începe la 19.30. Și e format biletul în felul următor. Practic toate, din 4 meciuri, toate auzite anterior pe pup sus și pe maleu. Sunt 4 meciuri deja cunoscute, ca să zic așa, deja auzite pe ziua de azi. Chile, Primera B, Athletic Barnechea, întăvăleală cu Club Deportivo Magallanes, mergem pe doi solist, Victoria Magallanes, victorie de oaspeți. Egipt, Premier League, Al Ahly Cairo versus Embi sau Empi, 1 solist, mizăm pe victoria Al Ahly Cairo, victorie de gazde. Și meciurile astea la final de pub jos, meciurile astea din UEFA calificări Liga Campionilor. PSV Eindhoven în duel cu Rangers, câștigă PSV Eindhoven și Trabzonspor întăvăleală cu FC Copenhaga, GG, ambele echipe marchează. Ăsta e pub josul. Toate cele foarte bune, vă urez noroc cu toate și ne auzim și în zilele următoare. Baftă!